Salutare, bine ați venit la Te România. Eu sunt Alex și au trecut câteva săptămâni de când am mai postat pe acest canal și astăzi vin cu un nou MMORPG și anume Lord of the Rings Online. Este un MMO ce a apărut în anul 2007, dacă nu mă înșel. Este free-to-play de câțiva ani buni, îl puteți găsi pe Steam, doar trebuie să plătiți pentru unele rase și unele clase. În schimb, cred că și o parte din content trebuie să-l deblocați cu bani. În schimb, jocul este gratis, l-am jucat un pic, este foarte similar cu World of Warcraft, bineînțeles, s-au inspirat mult din World of Warcraft, dar este situat în Middle Earth. După cum vedeți, aici avem rasele, o să alegem dintre ele, avem oameni, High Elf pe care trebuie să deblocăm, pitici, Stout Axe, un fel de barbari, Hobbits, Elf și Burning. Sunt tot un fel de oameni. O să jucăm cu... ne facem un elf. Și o să fie... putem alege între Champion, Guardian... Hai să mergem printre toate. Champion e un fel de Warrior, Guardian un fel de Tank, Hunter, Lore Master, ăsta e un fel de Mag. Minstrel. E chiar tare chestia asta că au că am văzut și la Runekeeper care trebuie să-l deblocăm, tot un fel de mag și acesta este un fel de, cred că mele, dar totuși are și un pic de range. Noi o să ne legem Hunter. Dăm continue. Hai să alegem fața. Bă, grafic arată ok pentru un joc din 2017. Părul alegem așa oare? So weird. No, cred că e. No, cred că e cel mai ok. Așa. Să schimbăm ochii. Cred că... așa, eyebrows. Să fie mai pointy. Uite, așa e ok. Gura. Ok, pune și o chestie de asta la frunte. Skin color. Să-l facem, oare pot să-l fac? Ah, am vrut blond. E ok și așa. Să dăm un pic zoom. Ah, poate să fie mai bulky sau... așa, cred că e ok. Totuși, părul nu... Hai că-i punem numele... Andotar, ca și... create character. Merge? Merge. Ok, deci am făcut pe Andotar și dăm... intrăm în Middle Earth, sau pus aici, Enter Middle Earth. Ne putem uita și la clipul de intro. E un pic diferit aici. Poți să alegi tu sau poți să dai direct skip și să nu mai vezi direct și să începi să joci. Join the Lord of the Ring community, check out forums and get involved. După cum știți, acest joc a apărut după succesul ce l-a avut World of Warcraft și multe alte MMO-uri. Dacă vă place această serie, o să mai încerc și alte MMO-uri. Vreau să încerc The Old Republic, Star Wars, MMO de la ce este situat în universul Star Wars și să joc un pic, să văd cum e. Și dacă vă place, o să continui și cu alte MMO-uri. Momentan am jucat un pic de Warhammer. Încă mai joc Warhammer, să știți.
Și acum încerc Lord of the Rings. Ok. Arată bine grafic. De aici ne arată un fel de tutorial. Elrod. Continue quest. Ok. You cannot tarry here any longer. Hai să deschidem aici. Loot all. Și dacă dăm aici. Așa. Dăm complete quest. Hai să mergem cu Elrod. Ok. Get ready. Oh, trebuie să mă bag cu el. Sau cu Elrod. Nu cu ăsta. Ok. Așa că l-am bătut. There is no time to waste. Continue quest. Este și afară din you can purchase the riding train from the store or material vendors. Știu că lumea aceasta creată în Lord of the Rings Online este foarte mare și că arată foarte bine. O să joc un pic să vă arăt cum e jocul și vă îndemn să-l încercați, să încercați și alte MMO-uri, nu doar World of Warcraft. Ok, aici ne explică. Many characters have object on right. Blue NPC may help remind that you need to be doing. Epic quest will be flame. Ok, deci alea cu foc is epic quest. Oh, aici suntem în... elfilor. Go on tar and promise me we return one piece. Bine, hai că mă duc acum. Asta s-a deschis. To the east gate. Hai să-l urmărim pe asta. Un troll. E fain că te bagă din prima în poveste, știi? Adică e chiar imersivă chestia asta. You must get into the courtyard this way, young one. Ok. Merg pe scări. Auzi, pot trage și de aproape. Ok, ăștia îmi dau XP. Target. Nu pot să-i dau dar nimica? Nu. No. Chiar așa de mult XP, tot dă un pic, dar nu chiar așa de mult. Încă unul și terminăm acest quest. Uite aici unul. Ok, terminat quest-ul. Defeat. Tell me true, what news do you bring? Ok. Să mergem mai departe. Dacă dau M. Ah,
Noi suntem aici, cred că... ăsta e Snow Troll. E deja... A, ne-a dat stun. L-a omorât Elorod. Oare pot? Nu. Deci sunt un fan imens al seriei Lord of the Rings și a cărților, dar mai ales a filmelor, fiindcă prima dată filmele le-am văzut. Și faptul că apare Elrod și am jucat și un pic și cu un Hobbit și apare și Samwise Genji și Frodo și toți hobbiții din The Shire. Ok. This is a sad day. I wish to return but a few moments earlier. Ok. Finish now. The old refuge of Athelion lies abandoned, a ruined testament to the greed of Skorgrim Dourhand. 600 years after its fall, dwarves inhabit the ancient halls in the mountains, and Elrond of Rivendell, sensing a threat, has sent his sons Elrohir and Elladan along with a company of elves. Vezi cât lore este în jocul acesta, dacă ești un fan Lord of the Rings, foarte multe chestii ce sunt menționate în cărți sau în, în film, mai poate și în film, mai mult în cărți, în cărțile lui Tolkien. Cred că e nerdgasm să vezi chestiile alea aici. Ok, am ajuns aici. Să recepăm quest-ul ăsta și ăsta. Ok, armor. Hai că alegem asta. Finish now. Stay a moment. Except my father is great among the wise, and his dreams and foretellings do not often stray from the mark. Quest log. Hello. O revede? How can I be of service? E player sau? Ah, da, e... anyway... Ok. Vedem ce trebuie să facem noi aici. Is there aught which you need? Just potion. Hai să mergem încolo. Arată chiar bine pentru un joc din 2007. Deși, să fim sincer, World of Warcraft arată grafic un pic mai bine. Nu putem nega acest lucru. Hai să căutăm niște mobi. Să-i omorâm și poate facem level 2. Hai să mai explorăm pe aici. Deed log, este un fel de quest log. Aici e caracterul tău, punctele moral, power, armor, agility, faith. Ce poarta. Nu pot folosi. God damn it. Trebuie să ne întoarcem înapoi. Quest log aici probabil. Un pic să mă mișc un pic că mă doare gâtul. Combat general. Se mișcă un pic dubios. Dacă țin tot înainte.
crafting, merg prin toate. Social. Deci player. Oh, level 86. 130. Sunt și care au level maxim, adică au investit foarte mult timp în jocul acesta. Și după cum văd, nu-mi faci level chiar ușor. Cred că trebuie să mă duc în segeata asta. Acolo, pe aici. Trebuie să mă antrenez pe aici, quest-ul ăsta. Continui quest. Ok. Este nu și quest-ul ăsta. Tactu. O, ăsta fă level 2. Vorbim cu ăsta. Why did Doronos lead us here? Scorpion is dead. Finish now. Level? Da, am făcut și mai level. My heart warns me that danger is coming. Okay. Talk to the hunter trainer nearby. Asta e hunter trainer. Training hunting. Greetings, friend. Will you lend me your ear? Browser Hail to friend, the shop. And well met. N-are nimica. E să dăm încă o dată. Train Hail hunting friend, skills. And well met. Tot nimic. Finish now. Ah, trebuie să aleg una. Dacă alegem toporul ăsta. Tot nimic. Hai să punem astea. Asta, asta și cu asta. Deja arată mai bine. Ok, hai să vorbim iarăși cu ăsta. You have a true warrior's heart. Finish now. Am făcut și noi level 3. Accept. What can I do for you? Trebuie să mergem în partea asta. De fapt, l-am văzut pe ăsta aici, parcă. Nu, trebuie să mergem în partea asta. Ca mai facem un quest și încheiem și noi clipul de Lord of the Rings online. Cred că pe aici să mergem. Mai iau și după săgeata asta. Da, aici. I do not think I have the will to go back into that place. You should speak with Oare tot înainte trebuie să mergem? Tot înainte, cred că. Da. I was here. Continue quest. Ok. Și mă înapoi. Nu. Trebuie să o luăm undeva pe aici.
Da, grafic e un pic învechit. A învechit mai... dar arată totuși bine. Când sună cineva... Băi, cred că o să închei aici clipul. Sper că v-a plăcut acest clip. Predau questul ăsta și închei. Eu sunt Alex. Până data viitoare, salut!